În câteva momente la Business la Superlativ. Este o apă destul de bine cotată, în special în Japonia, în țările arabe. Ultima piață deschisă a fost Statele Unite. Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta cu antreprenorul David Radu Marian, directorul companiei de apă Perlaj România. Până atunci, urmărim agenda de business. Pe data de 23 noiembrie, la ATN Palace Hilton din București, a avut loc cursul de recrutare eficientă. Evenimentul a fost organizat de Academia de HR și susținut de expertul în resurse umane, Sorin Faur. Cursul a oferit instrumente și soluții de atragere a candidaților valoroși pentru cei care înțeleg importanța brandului de angajator. Pe data de 12 decembrie va avea loc evenimentul Business Days la București, în cadrul Fenicia Grand Hotel. Evenimentul din capitală face parte din turul pe orașe organizat de comunitatea condusă de Laszlo Pacio. Printre speakerii acestei ediții amintim pe Eusebiu Burcaș, Cristian Onețiu sau Radu Georgescu. Începând cu data de 30 noiembrie și până pe data de 26 decembrie va avea loc târgul de Crăciun organizat în Piața Constituției. Evenimentul reprezintă o destinație de neratat pentru cei care vor să experimenteze un Crăciun tradițional într-un spațiu festiv. Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole de un târg tradițional format din peste 100 de căsuțe decorate, precum și o zonă gastronomică unde pot degusta preparate românești autentice. În minutul de economie vorbim despre stagflație. Acest dezechilibru economic este o combinație nefericită între inflație și deflație, despre care am discutat în edițiile anterioare. Stagflația are loc atunci când economia nu crește, însă prețurile cresc. Este cea mai nefavorabilă situație economică, puterea de cumpărare și nivelul ei de trai fiind reduse la minim. În plus, locurile de muncă sunt limitate, iar rata șomajului crește. Investițiile sunt descurajate, iar creditorii au de suferit masiv ca urmare a creșterii dobânzilor și a creditelor neperformante. Toată această situație din urmă conduce spre faliment. Agenda de business se încheie aici, dar până la discuția cu invitatul meu, vă invit să urmărim împreună rubrica Profil de antreprenor. În primul rând, un om normal, căruia nu-i place să iasă în evidență, care este deschis la noi provocări și care consideră că trebuie să te focusezi asupra ceea ce îți propui pentru a reuși. Și care încearcă în mediul lui să schimbe anumite lucruri și să le facă să fie cât mai funcționare și cât mai normale. În această seară la Business la Superlativ vom vorbi despre un brand premium de apă plată împreună cu antreprenorul David Radu Marian. Bună seara, bine ai venit! Bine v-am găsit! Industria apei de băut. Despre asta vorbim în această seară. Îți mulțumim așadar că ai venit alături de noi și ești și partenerul nostru pe o perioadă destul de lungă de acum înainte. Vreau să știu cum începe povestea ta în cadrul brandului Perlaj. Este și brandul pe care îl avem în imagine pe masă. Brandul Perlaj a fost efectiv o provocare care a început în 2015, când am cunoscut proprietarul brandului, un tip din Polonia, deținătorul cel mai mare îmbuteliator de apă din Polonia. La origine se numește Cisovianca. Este, să zic, un brand care acoperă cam 38% din piața din Polonia, o piață cu 35 de milioane de consumatori. Până să ajung să văd ce este de fapt în spatele acestei afaceri, aveam o idee destul de normală despre ce înseamnă o fabrică de îmbuteliere a apei. Mergând în 2018 în vizită, când practic am și început colaborarea cu ei, am descoperit că de fapt o fabrică de îmbuteliere a apei nu înseamnă doar o fabrică. Ce este dincolo de ceea ce se vede sau ceea ce se crede? Dincolo de ceea ce am văzut la fabricile românești, la cei din Bulgaria, am descoperit că nivelul de tehnologizare într-o fabrică de apă poate să ajungă la ceva care noi în România încă nu realizăm, totul făcut pe fonduri europene. Am descoperit
un depozit de 4500 de metri pătrați operat automat, fără niciun om în interior. Am descoperit o fabrică care produce în jur de 250 de camioane de apă pe zi. Mult pentru ceea ce ai văzut să înainte în Bulgaria. Să zicem cam de 3 ori față ce se produce în Bulgaria. Și am văzut ce înseamnă să pui înaintea profitului un brand. Un alt aspect care m-a surprins destul de mult acolo, am descoperit că în fabrică există un restaurant cu o stea Michelin, proprietarul creând un concept de water and wine. Astfel că e destul de ciudat să mergi într-o fabrică de îmbuterie apei și să descoperi un restaurant cu o stea Michelin. Și pe lângă a început să dezvolte și un fel de turism dedicat apei. Interesant. Da. Dar ce are la bază ca și pregătire antreprenorul care deține conceptul? Antreprenorul a fost diplomat de meserie, destul de tânăr, 48 de ani, dar care a preluat o fostă fabrică a statului și a ajuns o afacere de succes în Polonia, și nu numai în Polonia. În acest moment, brandul Peraj e prezent în vreo 78 de țări. Între care și în România. România din 2018. Din România, practic, sunt primul rod de apă a ajuns undeva în finalul lunii martie. Luna aprilie a fost dedicată doar unor prezentări. Și apoi am început să deschid. Primul contract deschis a fost cu Mega Image, care a fost foarte receptivă la acest concept. Cum au primit un nou brand pe piața din România? În general, în apă, toată lumea e reticientă când vii și repropui ceva. Doar că aici am găsit o deschidere destul de mare. Asta ține și de profesionalismul buyerului, care s-a informat asupra brandului, s-a văzut că este ceva total diferit și că acoperă o nișă în această piață a apei, care, din păcate, în România e destul de limitată. Adică mari producători se axează pe sticla de 0,5, sticla de 2 litri și cam atât. Și cam atât, dar există și alte dimensiuni. Există și alte dimensiuni. În piața apei, ambalajele încep de la 0,250 de mililitri până la ambalajul care e destul de cunoscut de 19 litri. Uh-huh. Are mai mult un uz economic decât să fie destinat consumatorul individual. Okay. Și produsul în 6 luni de zile a reușit să performeze destul de bine. A contat foarte mult și ambalajul, pentru că, într-adevăr, arată destul de bine și vorbim despre un ambalaj de sticlă. Cred că a contat destul de mult și ambalajul și a contat destul de mult, cred eu, și faptul că în spate se află o firmă destul de serioasă și producătorul este recunoscut ca fiind o companie care respectă toate normele registrative în producerea și îmbuterierea apei. Deci nu a fost atât de greu să vii pe piața din România și să implementezi un nou concept de apă? Nu a fost atât de greu și prin prisma faptului că aveam o experiență în a distribui apă de câțiva ani. Uh-huh. Și practic oamenii sunt mai deschiși să vorbească în momentul când deja ai avut o experiență cu ei și ai avut niște proiecte care s-au dovedit a fi de succes. Și ne întoarcem acum la Baldaran, da? La primul tău brand de apă, de care te ocupi de când anume? Baldaran e o nouă provocare care am început-o anul acesta, împreună cu un prieten din Bulgaria. Și a fost gândit pe principiul de a pune la dispoziția consumatorului un brand de apă caritativ, la un preț care să fie accesibil. Pentru că în ultima perioadă se observă o creștere a prețului pe litru la apa îmbuteriată,
care nu provine neapărat din costurile de producție, din partea de profit sau de exploatare. În general din marketing. Foarte mult. Da. Deci Baldaran este gama economic, dacă ar trebui, da, să împărțim business-ul tău sub marca Water Marketing, da? Deci Baldaran și Perlaj. Da. Pe de o parte vorbim despre Baldaran, care are un preț mai economic, și Perlaj, care este o gamă mai premium, având în vedere că într-adevăr este fabricat și vine din Polonia. Nu intră cumva în contradicție, în concurență, de care ai vrea să te ocupi mai mult? Nu cred că aș face o diferențiere între ele, deoarece fiecare se adresează unui anumit tip de consumator și unei anumite zone de distribuție în general. Baldaran e un brand care se dorește a fi uzual, care să intre în rutina zilnică a consumatorului, care să identifice cu o apă foarte bună calitativ la un preț care just, corect. Just, corect. Uh-huh. Adică în Spania am întâlnit un director de achiziție a unui lanț foarte mare, Mercadona, care spunea, într-o traducere aproximativă în românește, cumpărat apă, nu marketing. E foarte important. Da, vezi, uite, de exemplu, tu care ești în industrie, știi foarte multe detalii. Eu personal nu știu la ce anume să mă uit pe etichetă și care e apa cea mai bună pe care trebuie să o consum, dincolo de etichetă, de marketing, așa cum sunt ele listate în spoturile publicitare. În primul rând, niciunul din producătorii din România și în general din Europa nu investesc în o educare a consumatorului. Toată lumea încearcă să își promoveze, pe o parte este și normal, să-și promoveze brandul și să-și promoveze avantajele brandului. Dar eu consider că producători și inclusiv într-un parteneriat cu statul ar trebui să se implice mai mult în a conștientiza consumatorul, okay, și ar educa, campanii de informare. Și ar informa să consume niște produse care sunt ok. În primul rând, pe eticheta apei ar trebui să fie verificată sursa și locul de unde provine. Ar trebui să verifice foarte atent conținutul, compoziția chimică, și un alt aspect destul de important este rezidul sec. Adică substanțele care rămân nedizolvate la o anumită temperatură. Există anumite standarde în legislația românească care e armonizată cu cea din Europa. În primul rând, acest rezidu sec trebuie să fie cât mai scăzut. Baldaran are un rezidu sec de 42 de miligrame pe litru. Asta o situează pe primul loc în momentul de față pe piață. Și spre deosebire de alte branduri, unde, adică acest rezidu sec, cum este la Perlaj, tot la brandul tău, și cum e la alte branduri? În general, în România, unul dintre cele mai cunoscute și care și-au promovat acest avantaj este Bucovina, care are un rezidu sec de 79 de miligrame, adică aproape dublu. Și asta este calitatea cea mai importantă, criteriul la care trebuie să ne uităm. Asta, eu știu că pH-ul în general contează. Da, pH-ul în general trebuie să fie pentru un consumator care nu are probleme de sănătate, care este ok din punct de vedere al sănătății, pH-ul trebuie să fie undeva între 7,2 și 7,8. Este nivelul de echilibru și care se apropie cel mai mult de pH-ul organismului uman. Există, sau cel puțin a existat, în momentul ăsta a început să fie într-un declin, un trend al apei alcaline, care are un pH peste 8,6, mergând până la 9,65. Adică, practic, peste media. Peste medie, și care este recomandat, deși nu există un studiu oficial la bază, persoanelor care au diferite probleme de sănătate. Uh-huh. Unii specialiști recomandă o alternanță între consumul apei cu un pH echilibrat de 7,68, de exemplu, și
cea care are un pH de 9,42-9,60. David, primul brand de apă de care te ocupi, Apa Baldaran, este și primul producător din sud-estul Europei cu licență Disney și Lucas. Cum a venit această idee și cum ați fost voi acreditați cu asemenea licență? Ideea a venit partenerului bulgar în scopul de a acoperi o nișă de piață. În urma unor cercetări am văzut că doar un foarte mare producător de apă în acest moment folosește personaje sau diverse emoji care aparțin companiei Disney. Și am considerat că asocierea cu astfel de companie ar fi un punct foarte pentru brand. Au fost niște negocieri cu filiala Disney pentru Europa de Sud-Est, care se află la Budapesta. Și în felul ăsta s-a concretizat colaborarea. Da, a făcut un plan de viitor în care fiecare parte și-a asumat anumite targeturi, anumite promovări are acestor produse. Ca să atragă mai mult copii și către zona de copii. Este o gamă care e dedicată mai mult copiilor. În acest moment sunt 6 figurine. Conform studio Disney ar trebui să fie 3 caractere masculine, 3 feminine, 2 feminine și unul neutru. Cel mai cunoscut e Mickey și Minnie, care sunt nemuritoare. E foarte important industrie. Ce apă le dăm copiilor, adică apa devine cu atât mai importantă în momentul în care părinții o achiziționează exact, pentru micuți. Pentru că vârsta lor destul de fragedă necesită să o apă care să fie ok și să le poată asigura o hidratare corectă a organismului. Per ansamblu, mă întorc tot la Perla și vreau să știu dacă avem apă plată. Da? Apă minerală? Și mai avem și un alt sortiment, apă cu gust de fructe sau așa cum mai obișnuiți să vedem? Peraj în acest moment în România este doar în varianta de apă carbogazoasă. Este produsă după un concept explicabil, să zic, genul frizante. Nu este o apă carbogazoasă. Înțepătoare, exact, ca să explicăm pe înțelesul românești, consumator. Da? Și ea a fost creată în special pentru a se putea consuma în restaurante, de obicei în restaurante cu un nivel mai ridicat, cu orice tip de mâncare. Okay. Se poate fi asociat oricărui tip de mâncare. De asta este principiul după care produsul este al unor bure de gaz foarte mici și care se eliberează treptat. Exact. Și această apă, având în vedere că îmi spui că este asociată gamei de lux, de consumator și în combinație, bineînțeles, cu restaurantele de așa fel, vreau să știu care este prețul ei. Și acum, bineînțeles că va trebui să estimăm prețul pe de-o parte pentru consumator, pe de altă parte pentru oferta corporate. Da. Prețul, cel puțin la indicație producătorului, prețul a fost gândit de a acoperi nișa între producătorii foarte consacrați, gen San Peregrino din Italia, Perrier din Franța și apere tradiționale de pe piața din România, cunoscute de toți. De exemplu, o sticlă de genul acesta, la ce preț ar ajunge? La Mega Image, la raft? Undeva în jur de 2,60 de bani. Ceea ce 60, e destul de rentabil. Destul de ok pentru produs. Pentru felul în care arată. Exact. Adică și consumatorii din România sunt încurajați să consume apă mai degrabă ambalată în sticlă de sticlă decât în sticlă de plastic. Da, în mod normal este recomandat să consume apă într-un ambalaj de sticlă. Aici singura problemă fiind taxele foarte mari pentru reciclarea sticlei. E deci mult mai dificil în cazul plasticului. Sunt mult mai mari și implică costuri mult mai mari. Și înțelegem așadar că în momentul acesta, pe rafturile Mega Image, momentan, există apa aceasta și în benzinării, dincolo de Mega Image, o mai găsim în altă parte? În benzinării, momentan, nu, deoarece nu este o apă destinată tuturor consumatorilor. Nu neapărat tuturor consumatorilor, doar că stațiile de benzinărie sunt văzute ca și un loc de unde scumpe lucruri de strictă necesitate. Ok.
Adică iei mergi, și pleci, mergi, alimentezi, îți cumperi ceva care este în comportamentul tău de consum, îți continui drumul, ajungi la destinație și acolo, practic, consumatorul este doar un loc de tranzit, de unde cumperi strictul necesar. Ea fiind mai grea, mă gândesc că nu te car la drum lung și cu sticla de sticlă. Nu neapărat asta. Pentru benzinărie există doza de 0,33, fiind singurul produs de genul ăsta pe piață, apă carbogazoasă îmbuteriată la o doză de aluminiu, gen Coca-Cola. Gen suc. Exact. Deci veniți cu această inovație. Da, exact. Practic o inovație pentru că ajunge să se răcească mult mai repede în frigiderele benzinărilor, în doza de aluminiu, decât în sticlă sau în PET. M-aș întoarce acum la Valdaran, brandul tău de succes, brandul tău care practic, pe care chiar tu l-ai fondat, da? Deci este denumirea pe care ai dat-o tu, dar totuși este fabricat, îmbuteliat, dacă vrei, în Bulgaria. Corect. În colaborare cu partenerul tău. Acest brand însă conține mai multe diviziuni. Avem și apă plată, avem și apă minerală. Da. Care zonă se bucură de un succes mai mare în România? În România trendul este de a se consuma mai mult apă plată. Pentru că așa ne recomandă și medicii? Pentru că eu consider că consumatorul a evoluat și de la vechile ambalaje de 2 litri de apă carbogazoasă, care erau la mare căutare cu cât 10-12 ani, consumatorul a ajuns să-și îndrepte atenția mai mult asupra apei plate. Trendul este spre apă plată. Mult mai bine așa. Mult mai bine și consider că este mult mai sănătos, deoarece apa carbogazoasă, nu vorbesc de branduri recunoscute de pe piață, dar cel între branduri este practic o apă plată cu adăugare de dioxid de carbon. Deci, prin urmare, din ponderea vânzărilor, dacă ne raportăm la Baldaran, 75% înseamnă apă plată și poate 25% apă minerală. Cam atât de educat a devenit poporul român. Și de restul cola și sucuri carbogazoase. Aici nu am o statistică, deoarece nu operez în domeniul ăsta de business. Care ar fi planul tale de viitor dacă ne raportăm la extinderea companiei tale, Water Marketing? Dincolo de aceste două branduri care acoperă două segmente de public, economic și premium, ce anume ai dori să implementezi? Poate și băuturi alcoolice, poate sucuri, poate un alt segment de apă din importat, poate de ce nu din Italia sau Franța? În momentul ăsta încerc să produc o gamă de sucuri cu o firmă din Polonia, destul de cunoscută acolo. Vorbim despre sucuri naturale? Da, sucuri naturale și o gamă de băuturi, izotonice. Este un trend și care eu cred că va crește de genul vitamin aqua, izotonic și apă cu arome. Momentan suntem la stadiul în care testez produsul în România să văd care din arome se potrivesc pieței din România, deoarece este o diferență destul de mare între piața din România și piața din Polonia. Păi și ce ar vrea România, de exemplu, dacă ne raportăm la gustul apei? Momentan, de exemplu, apa cu arome de fructe, care în vestul Europei este destul de puternic acest trend, este cea cu căpșuni, cea cu grapefruit, o favorită din statisticea femeilor, și cea cu rămâie. Și aici. Da. De exemplu, în luna august am vizitat Norvegia și am rămas surprins că în magazine și în rafturi cam 40% din raftul de apă e ocupat cu apă cu arome. La noi, în România, este doar un singur producător, deținut tot de o firmă poloneză, care a deschis piața asta cu astfel de produse. Și pentru că tot vorbim de apă, David, îți propun să luăm o pauză de hidratare și ne întoarcem. Am revenit și în continuare discutăm cu David Radu Marian, director general al companiei RMC Water Marketing. Vorbim în continuare despre succesul de care s-a bucurat apa Baldaran și vreau să știu dacă această apă este găsită dincolo de Mega Image și în alte centre comerciale, dar și în benzinării. În acest moment încă n-am încheiat negocierile,
Dar eu sper că până în primăvară, de obicei în industria aceasta, cam se fac, iarna se fac pregătire pentru sezonul următor, să fie încă, în încă două rețele de supermarketuri și în acest moment negociez un ranț de benzinării pentru a crea un fel de private rebel pentru ranțul de benzinării, în sensul că eticheta va fi sprituită pe o parte cu brandul Bardaran și informațiile care rege are resolicită pentru a fi inscripționată pe etichetă, iar pe cealaltă parte va fi un mesaj de genul I love. Ok. Va fi un win-win. Este un, exact, o zonă de eveniment care te ajută și la promovare. Și dacă, exact, aș intra în această direcție, vreau să știu în ce ați investit cu această companie de-a lungul timpului, cu cine v-ați asociat pentru a vă promova brandurile de apă. Am stabilit ca direcția de promovare să fie în aceea de a ne alătura evenimentelor și persoanelor care promovează un ritm de viață sănătos. Astfel că, deși am început destul de târziu anul acesta, am făcut colaborări cu câteva asociații, gen Asociația Sport a Orice Vârstă. Care vorbim despre maratoane de alergat? Da, care organizează unele dintre cele mai interesante curse de alergare destinate publicului larg, gen Retezat Sky Trail Race. O alergare la cea mai mare înălțime din România. Apoi organizează o cursă de alergare în vie, Corcova Trail Race, un eveniment deosebit. Și iar ultimul eveniment făcut împreună cu acest partener a fost și cu Oșan. A fost o cursă de alergare pe distanța de 1 milă pe bulevardul Chiserev. A fost chiar săptămâna trecută și, deși vreau să spun că am fost sceptic la început asupra acestui proiect. Asta te-aș întreba și eu. Sunt efecte care se întorc, vin mai mulți consumatori? E cea mai vizibilă metodă de marketing pentru voi? Sunt foarte puțin cuantificabile, dar ideea de bază este că potențialul consumator intră într-un contact direct cu produsul, nu intră cu el în contact într-un magazin în care nu are suficient timp de a citi eticheta, de a sta, de a analiza. În schimb, după o cursă de alergare, având obligatoriu nevoia de a se hidrata, poate să-și aprece atenția mult mai mult asupra produsului și să citească și eventualele chestii care au fost înscrise pe etichetă. Altfel este poate perceput și produsul. Exact. Mai ales poate de către un consumator care are nevoie de apă. Exact. Poate să caute și mai multe informații despre el. Și proiectul de săptămâna trecută desfășurat pe Chiserev a rămas surprins să văd. A avut o parte de mai scurtă a cursei care era un fel de family race. Și a fost o chestie destul de interesantă să vezi familii care alergau câte 4-5 împreună și care îți creează așa un feeling foarte interesant, pentru că e ceva deosebit față de maratoanele obișnuite. Care se întâmplă în București. M-aș întoarce la eticheta și la umbrela RMC Water Marketing și vreau să știu, ca antreprenor, cum îți dozezi eforturile și responsabilitățile, ce înseamnă echipa companiei tale și cât la sută din timp îți mai rămâne liber să consumi apă, iată. Principal, dacă lucrurile ar funcționa corect, timpul ar fi suficient să ți-l împarți între business, între viața personală și alte lucruri care îți fac plăcere. Din păcate, în România e destul de greu să faci business, în primul rând din cauza statului român. Deci provocările cele mai mari pe care tu le traversezi în business în fiecare zi, care ar fi? De exemplu, la începutul business-ului, cea mai mare provocare a fost să obțin toate autorizările, toate aprobările și prea multă birocrație, tot mormanul de hârtii pe care trebuie să-l ai până în momentul în care poți efectiv să vinzi o sticlă de apă. Începând de la amenajarea unui depozit,
care nu poți să faci funcționa decât după ce trec vreo 3-4 instituții ale statului român pe la tine și fiecare trece în ritmul lui și în acea perioadă de 30 de zile și trebuie să încerci să-i armonizezi, să vină toți la un moment, pentru că altfel ai pierde cel puțin 3-4 luni. Abia în momentul când ai un loc pentru care ai toate autorizările să poți desfășura activitatea, urmează pasul 2 în care poți să ai produsul efectiv aici. Și apoi în pasul 3 poți să începi să promovezi produsul, să prezinți clienților. Să listezi către vânzare. Vânzare, ceea apoi, ce e o perioadă destul de lungă. Mă mai gândesc și la faptul că, de exemplu, cum este rețeaua Mega Image, care îți distribuie brandurile, este și ea o bună modalitate de marketing pentru tine, în sensul în care poate sunt consumatori care au văzut pentru prima dată apa perlaci la Mega Image. Este o afirmație foarte corectă și Mega Image este ranțul de magazine care este cel mai bine ancorat în zona de București și limitrofă, unde practic avem cea mai mare piață de consum din România. Sigur, e destul de răspândit. Aproximativ 4,5 milioane, după ultimele informații, s-ar afla în București și într-o arie de 50 de kilometri în jurul Bucureștiului. Este un lanț foarte profesionist. Din experiența avută cu toate lanțurile și se pare că este lanțul care a creat un trend. Deci, practic, vorbim despre o vizibilitate dublată. Pe de-o parte, Mega Image cu clienții ei îți aduce mai departe și ție clienți pentru un produs nou, indiferent care ar fi acel. Exact. Adică ai garanția că o colaborare cu ei pe termen lung va aduce succes. Clar. Este... Și cred că toate lanțurile de supermarketuri și toți partenerii cu care intri în contact, nu numai în business-ul de apă, trebuie să înțeleagă că un parteneriat pe termen lung va fi un parteneriat de succes. Un parteneriat pe termen scurt în care fiecare urmărește doar anumite interese nu va nu fi un succes. Nu duce nicăieri efectiv la un rezultat probabil. Aduce eventual la un profit mulțumitor pe o perioadă scurtă de timp. Și totuși, până să ajungi pe raft, e greu să ajungi? Care sunt provocările, piedicile pe care le-ai întâmpinat tu cu Baldaran întâi de toate, când ai vrut efectiv să distribui apa în rețelele de supermarket? Cu Baldaran am avut un mare avantaj în sensul că fiind singura apă care poate folosi imaginile sau singurul îmbuteriator din sud-estul Europei care poate folosi imaginile Disney, și fiind practic singur pe piața din România, în afară de brandul cunoscut Evian, care folosește aceleași sau figurine din aceeași gamă, a fost practic mult mai ușor pentru că oamenii au văzut că acoperă o nișă de piață care există și nu era acoperită în mod corespunzător. După ce au fost puse în piață aceste prime produse, a fost mult mai ușor să și-au ranțul de magazin, au avut un feedback despre reacția consumatorului la acest produs, a fost mult mai ușor și va fi, cred eu, mult mai ușor să adaugi și alte sortimente din apa respectivă. Asta este informație într-adevăr esențială. Acum, totuși, aș vrea să diversificăm tipologia de clienți. Pe de o parte, vorbim despre clienții fizici, da, utilizatorii, care vin și iau apa de la supermarket, de regulă, și pe de altă parte, vorbim despre corporații, da, despre oferta corporate pe care tu o ai. Cererea mai mare și banii mai mulți din vânzări, de unde vin? Partea de corporate este o afacere mai profitabilă. Poate nu dezvoltă același volum de vânzări, dar în mod care este mult mai profitabil. Pentru că deja marile companii au început să pună o mai mare importanță pe satisfacția angajatului. Și deja în ultimii 5 ani am văzut o mare schimbare între un exemplu clar între a pune un dozator cu un bidon de 19 litri la care fiecare să aibă acces și să folosească, până la a produce sticle de apă cu etichetă personalizată pentru firma respectivă. Adică și voi puteți face asta, da, cu Baldaran sau Perlaj, da, pentru fiecare companie? Cu Perlaj nu. Ar încărca principiul normele de celor din Polonia. Nu neapărat, dar ar încărca principiul de brand exclusivist. Ok.
Deci, Baldaran fiind brandul pe care îl controlezi tu, este posibil la CRM să faci asta? Este posibil, da. Și chiar împreună cu o firmă de soft, de la 1 ianuarie, o firmă destul de mare care produce jocuri electronice în România, angajații vor primi zilnic o sticlă de apă de 1,5 litri cu o etichetă pe care va fi înscris și denumirea acestui producător de jocuri electronice. Interesant. Deci se dezvoltă colaborări și banii vin și din alte direcții, nu doar din vânzarea efectivă și directă a apei. Exact. Și plus că o flexibilitate, fiind o companie mult mai mică, există o flexibilitate mult mai mare în sensul că ranțul decizional este mult mai scurt. Nu stai după atât de multe aprobări. În experiența de a distribui anumite branduri și de apă și de alte băuturi, am descoperit că cea mai mare problemă în colaborare era cât de repede se putea lua o decizie. Astfel că... Și întârzierea asta a deciziilor și a semnăturilor mai marilor întârzie eficiența până la urma procesului de negociere. Nu neapărat întârzie eficiența, cât pierzi anumite oportunități. Pentru că fiind un nivel decizional pe un număr destul de mare de pariere, la un moment dat circuitul informației destul de greoi. Și astfel că tu trebuia din România să suni în Bulgaria, să soliciți o chestiune care la rândul ei trebuia aprobată de un board al producătorului de acolo, care acel board trebuia să ceară o aprobare de la boardul proprietarului din o altă țară. Un circuit... Un circuit. Și dacă aveai ghinionul ca unul din factorii de decizie să fie în concediu sau să nu fie disponibil... Trecea jumătate de an. Nu neapărat jumătate de an, dar vreo două săptămâni așteptai un răspuns. Da, este și zona aceasta de, cum să zic eu, birocrație excesivă dusă la extremă, o piedică în calea eficienței afacerii. Ce vreau să te întreb acum, dincolo de aceste două tipologii de apă pe care tu le distribui, ca idee, în afacerea ta, unde s-au investit cei mai mulți bani? În primul rând, în baza materială cu care trebuie să-ți desfășori activitatea. Foarte multe companii folosesc sau externalizează această activitate de depozitare, distribuție și vânzare către terțe companii. Principiul meu a fost că este mult mai eficient, în primul rând, nu neapărat mult mai rentabil, să deții tu tot ranțul de la momentul în care faci comanda către furnizor până în momentul când o vinzi efectiv. Deci ai un depozit în București? Am un depozit în București. Unde mai exact? Având în vedere că majoritatea produselor vin din Bulgaria, am luat o decizie corectă de a avea depozitul undeva la intrarea în București, dinspre ruta Ruse, tot din cauza traficului. Depozitul anterior a fost undeva în Bulevardul Timișoara și ajunsese la un moment dat ca un camion care venea, după ce trecea granița din la Giurgiu, să facă jumătate din timpul care făcea din Bulgaria până la graniță, jumătate din timp îl pierdea până ajunge pe Bulevardul Timișoara. Și atunci am luat decizia prin 2016 să relochez depozitul în șoseaua Giurgiu, undeva la intersecția cu șoseaua de centură, și am observat că a fost o decizie bună și prin prisma faptului de costuri. Se pierdea foarte mult timp, mașinile de distribuție pierdeau foarte mult timp Până ajungeau și până plecau de la depozit. Plus că anumiți transportatori care îi foloseam pentru a aduce marfă din Bulgaria au devenit mult mai dispuși să-ți care marfa, și pentru că practic și ei câștigau câteva ore bune și implicit își reduceau niște costuri. Și cred că dacă Bucureștiul avea o centură funcțional, așa cum au toate celelalte capitale din Uniunea Europeană, lucrurile ar merge altfel, mult mai bine. Lucrurile ar merge altfel și cred că s-ar dezvolta mult mai mult această zonă de logistică în jurul Bucureștiului. David, mă uit la eticheta apei Perlaj și, așa cum spuneam mai devreme, contează foarte mult, dincolo de calitatea apei, cum este ambalat un produs. Da, dacă mă întorc totuși la etichetă, cât de mult contează eticheta antreprenorului în business?
Acum, sincer, contează foarte mult ce îți dorești în această carieră de business. Pentru că am avut în România businessmen de succes, care cu timpul s-au dovedit că nu sunt chiar atât de succes. Ca și filozofie personală, niciodată nu m-a interesat să am un business foarte mare. Am considerat business-ul ca o modalitate prin care să îți poți cumpăra libertatea de a face ce vrei și când vrei. Dar totuși, cam cât se investește într-un astfel de business? Dacă cineva începător se uită la noi și ar vrea cumva, poate prelua, apropo de asta, franciza Baldaran? Nu poate prelua franciza Baldaran, poate eventual să fie un fel de distribuitor. Al brandului? Al brandului pe o anumită zonă geografică sau pe un anumit tip de distribuție. Mai mult decât atât, vorbim despre zone și te referi strict la teritoriul României sau apa Baldaran va ajunge și în alte țări? Va ajunge în mod clar, în primul pas va fi în Republica Moldova. Că sunt vecinii noștri și e cea mai importantă și sigură modalitate de exit, de mers mai departe. Da, și practic am cunoscut o persoană foarte, foarte ok și foarte deschisă o colaborare acolo. Probabil că din partenerul din Bulgaria va deschide și el noi piețe, gen Serbia, Muntenegru, în țări apropiate, pentru că logistica fiind un cost foarte important, apă te limitează la o distribuție. Doar brandul e foarte, foarte mare, ajung să exporte apă în toată lumea. Consider că tu ai ales antreprenoriatul sau antreprenoriatul te-a ales pe tine? Consider că eu am ales, după terminarea facultății, am fost salariat o perioadă. Nu m-am împăcat chiar atât de bine cu această idee. Cu această idee, nu neapărat din cauza faptului că trebuia să era mult de muncă sau avea anumite obligații, din prisma faptului că te pune la un moment dat în situația de a trebui să accepți anumite chestii. Și nu am fost niciodată adeptul de a accepta decât lucrurile care sunt ok și lucrurile care sunt corecte. Deci n-ai făcut niciodată compromisuri în carieră? Încerc să nu fac. Dar unde? Erai angajat la stat sau unde anume? Primul meu job a fost la o companie, la o multinațională austriacă, care se ocupa de transportul autocamioanelor de la producători către dealerii din România. Și apoi am fost director de transport la o firmă foarte mare de lângă București, vreo 3 ani de zile. Și am plecat la un moment dat din cauza faptului că tot timpul trebuia să fiu un fel de tampon între, fiind director general, între proprietar și restul angajaților. Și faptul că proprietarul la un moment dat avea niște slăbiciuni și trebuia tot timpul să stau, să împac pe toată lumea, am zis că... Să gestionez până practic, la urmă propriile lor exact, emoții dincolo de responsabilitatea profesională. Și nu puteai să iei o decizie strict profesionistă pentru că interfera cu cauzele personale. Și atunci am zis că dacă tot trebuie să iau niște decizii, măcar să le iau pentru mine și să suport automat și consecințele. Lucru care mă gândesc că nu se întâmplă în compania ta. Nu. Chiar așa, câți oameni sunteți în România? În momentul ăsta suntem, cu cei ultimii doi, suntem 7 persoane. De când ați început mai exact? Eu partea de distribuție am început-o în 2012, la final. Mm-hmm. Am cu un angajat, eu și el am început. El încă este angajatul meu, cel mai vechi. Și am adăugat apoi în funcție de... Am încercat să nu am decât o dezvoltare organică. Unde a fost necesar? Unde a nu fost exces necesar. De personal, să fim o companie cu mulți angajați, dar ineficient. Să fii cât mai eficient. Uh-huh. Pentru că problema în România nu este că se muncește foarte mult, se muncește foarte... Lent. Puțin eficient și foarte dezorganizat. Aici este o problemă iar, care ar trebui cumva organizată astfel încât lucrurile să meargă mult mai este bine. Este destul de greu având în vedere că
angajații ei, ok, se găsesc destul de greu în ziua de astăzi. Pe final de tot aș intra în zona responsabilității sociale și vreau să știu ce face compania ta Water Marketing pentru societate, ce dă înapoi societății, dincolo de faptul că da, o hidratează cu apă de calitate. În primul rând, consider că pe partea de responsabilitate socială, cel mai bun exemplu ar fi să creezi un mediu ok pentru angajați și pentru familiile lor. Practic să creezi un univers unde să existe o colaborare nu neapărat doar profesională, ci să fiecare să fie receptiv la problemele celorlalți și să încerce să se ajute reciproc. Pentru că în acest fel se creează o relație destul de ok și timpul mi-a demonstrat că e decizia corectă. Am avut angajați care au plecat în alte părți, unii pe salarii mai ok din punctul de vedere, dar după o perioadă s-a demonstrat. S-au întors la tine. Unii am acceptat, alții nu i-am acceptat înapoi. Au contat foarte mult și relațiile interpersonale din perioada în care ați lucrat împreună. A contat foarte mult și a contat și foarte mult faptul cum fiecare pleacă. Pentru că există vorba românească, dacă știi să-ți lași ușa deschisă... Vei fi întotdeauna primit înapoi. Bine primit, exact. Sigur. David Radu Marian, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost o plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Florin Stoian și vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră 20, aici, la A7 TV. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, moderată de Cornel Dărvășan. Să aveți o seară frumoasă!